Bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Zilele trecute stăteam și îmi căutam costum de baie și m-am gândit că ar fi un subiect interesant de abordat aici pe YouTube, pentru că sunt foarte multe lucruri de spus atunci când vine vorba de alegerea costumului de baie perfect. Bineînțeles că acest vlog este un vlog, un ghid orientativ, informativ, nu trebuie să luați motamo absolut tot ce spun eu aici, ci trebuie să adaptați în funcție de preferințele voastre. Voi vă cunoașteți corpul cel mai bine, știți ce vă place și ce nu vă place și după vizionarea acestui clip, cu siguranță o să aveți ceva idei suplimentare și o să înțelegeți cam cum funcționează și care sunt criteriile pentru a-ți alege un costum de baie. Trebuie să adaptați la corpul vostru. Majoritatea exemplelor pe care eu le voi da vor fi pentru a ajunge la o formă clepsidră, pentru că în principiu asta este văzută drept forma ideală, dar sunt femei care, de exemplu, consideră că atuul lor sunt sânii foarte mari, atunci acolo trebuie să accentuăm, sau sunt femei care consideră că șoldurile foarte late sunt atuul lor și un fund foarte bine lucrat, atunci acolo vom pune accent, sau sunt femei care consideră că picioarele lungi, la fel, foarte tonifiate, sunt atuul lor. Atunci, din nou, se schimbă puțin toată treaba. Cu siguranță o să înțelegeți mai mult cum au fost gândite anumite costume de baie, pentru că anumite costume de baie au fost gândite pentru anumite tipuri și forme de corp și o să vedeți că lucrurile sunt destul de interesante. Sunt foarte, foarte multe de zis despre costumele de baie, dar o să încerc să nu mă lungesc foarte mult, ci să structurez cât mai bine și cât mai ușor de înțeles toată informația pe care eu o dețin. Eu am o obsesie pentru costume de baie, din păcate fiind aici în Japonia nu am toate costumele de baie cu mine, dar am o colecție frumușică de costume de baie și majoritatea costumelor pe care eu le am sunt cu talie înaltă sau costume întregi. O să înțelegeți puțin mai încolo de ce am ales asta pentru mine și pentru tipul meu de corp. Plus că la sfârșitul acestui videoclip, după ce terminăm partea teoretică, vreau să vă și arăt câteva costume de baie pe care am pus ochii și pe care aș vrea să mi le comand. Bine, cred că am selectat vreo 10 costume și din astea 10 aș vrea să-mi aleg 2-3. Poate mă și ajutați să aleg costumele de baie perfecte. Vedem cum vi se par și care sunt preferatele voastre din selecția făcută de mine. Și da, cam atât. Hai să nu o lungim, că știți că nu-mi place să mă lungesc la început. Ba chiar de multe ori repet și refac intro-ul de 1000 de ori până simt că nu m-am lungit chiar atât de mult, pentru că știu că poate fi ușor plictisitor atunci când cineva vorbește și o lungește de la început. Mai am momente când am așa chef de vorbă și parcă aș sta să vorbesc cu voi despre orice altceva decât tema clipului, dar nu este cazul astăzi, pentru că abia aștept să vorbim despre costume de baie. Eu sunt cu gândul la mare și sunt sigură că nu sunt singura cu gândul acolo la mare, la piscină. O să începem prin a vorbi puțin despre alegerea costumului de baie în funcție de forma corpului. Este important să ne cunoaștem corpul, să știm unde ne încadrăm, să știm ce ne place, ce nu ne place la corpul nostru și în funcție de toate aceste criterii, dacă ținem cont de ele, vom putea să ne alegem costumul de baie perfect pentru noi. Vizual este foarte ușor să atingi acea impresie de formă clepsidră dacă îți cunoști corpul. Este un lucru foarte important să ne cunoaștem corpul, să ne studiem corpul, să ne cunoaștem noi pe noi, pentru că noi știm cel mai bine ce ni se potrivește, în ce ne simțim bine și tocmai de aceea nu ar trebui să lăsăm pe altcineva să decidă în locul nostru. Hai să începem cu forma pară, pentru că este cea mai întâlnită formă. Majoritatea femeilor se încadrează aici, la forma pară, care înseamnă că ai șoldurile semnificativ mai late față de talie, bust și umeri. Este foarte ușor să balancezi această formă, pentru că dacă vrei să ajungi și să creezi impresia de formă clepsidră, tot ce ai de făcut este să adaugi volum în partea de sus. Poți adăuga volum prin a alege un sutien cu volane, prin a alege un sutien cu burete sau prin a lua un costum întreg cu un decolteu foarte, foarte adânc. Trebuie să atragi atenția în partea de sus. Un alt truc ar fi să optezi pentru un bikini cu talie înaltă, un bikini într-o culoare închisă, iar în partea de sus să pui ceva voluminos, ceva cu volane, că tot se poartă volanele acum. Sau am văzut că mai nou au ieșit niște sutiene cu mâneci bufante și se potrivesc de minune la această formă de corp. O altă opțiune ar fi un costum întreg
fără bretele, pentru că în momentul în care tu nu pui bretele, atunci partea dezgolită pare mult mai lată față de partea inferioară, partea acoperită. Și dacă optezi pentru un costum întreg într-o culoare închisă, atunci cu siguranță îți va subția șoldurile și acolo unde tu consideri că ai o problemă. Forma de măr, te încadrezi aici dacă ai talia mai mare decât șoldurile și egală sau poate chiar mai mare decât bustul. Pentru acest tip de siluetă trebuie să încercăm să creăm o talie, să punem accent pe talie. Foarte multe femei fug de acest lucru și încearcă să ascundă talia, considerând că aia este problema și aia este partea problematică. Dar ce trebuie să facem este să găsim un costum de baie cu o curea în talie sau cu un șnur în jurul taliei. Trebuie să marcăm cumva talia și făcând asta o să dea impresia de subțiere a taliei. Pentru forma de măr, ideal ar fi un chilot, un slip cu talie înaltă sau un costum întreg. Și bineînțeles, trebuie să și atrageți atenția în altă parte. De exemplu, dacă vă place faptul că aveți sânii foarte mari, atunci puteți pune un decolteu. Sau, dacă vreți totuși să ascundeți și partea superioară, bustul, atunci vă puteți juca cu niște volănașe, adăugați volum în partea de sus și veți atrage atenția aici. Dar nu uitați de talie, talia întotdeauna trebuie marcată, fie prin cusăturile costumului de baie, trebuie să fiți atenți și aici atunci când alegeți un costum de baie, pentru că există costume de baie întregi care au niște cusături ce duc toate spre talie și acele costume de baie creează impresia de micșorare a taliei și asta o să vă ajute. Forma clepsidră, bustul și șoldurile au cam aceeași circumferință, iar talia este vizibil mult mai mică. Te poți încadra aici chiar dacă nu ai sânii foarte mari, ci dacă mărimea umerilor este egală cu mărimea șoldurilor sau este aproape acolo și creează această formă de clepsidră. Eu sunt undeva între pară și clepsidră și foarte multe dintre noi nu ne încadrăm doar la o singură categorie, ci ne putem încadra la două categorii deodată. Sau avem momente în care ne îngrășăm mai mult, iar atunci suntem mai mult un tip de siluetă, iar atunci când slăbim, suntem un alt tip de siluetă. Așa sunt eu. Când sunt la greutatea mea ideală, sunt clepsidră, dar când mă îngraș puțin, adaug pe șolduri, iar atunci mă încadrez mai mult la pară. Sunt foarte multe persoane care spun că este ușor să-ți alegi un costum de baie atunci când ai forma clepsidră, dar ceea ce aceste persoane uită este că nu doar forma contează, ci trebuie să luăm în considerare absolut tot. Dacă ai sâni mici, dacă ai sâni mari, dacă ai grăsime în zona abdominală sau dacă ai celulită, dacă ai coajă de portocală și așa mai departe. Sunt multe lucruri de care trebuie să ținem cont atunci când alegem un costum de baie, dar o să ne focusăm mai întâi asupra formei corpului, iar apoi intrăm și în alte detalii. Trebuie să știți că nu este suficient să-ți cunoști forma corpului pentru a-ți alege un costum de baie, ci trebuie să-ți cunoști corpul în totalitate și să-l accepti așa cum e, să vezi și părțile bune și părțile mai puțin bune. De exemplu, eu am vergeturi pe picioare și am avut o perioadă în care chiar nu mă simțeam bine cu mine și tot timpul când mergeam la mare îmi legam o eșarfă în jur fundului și o lăsam așa mai lungă pentru a-mi ascunde picioarele și acele mici imperfecțiuni, cel puțin la momentul respectiv, eu le vedeam drept niște imperfecțiuni. Dar uite că am mai crescut și am ajuns să conștientizez faptul că vergeturile fac parte din noi, vergeturile sunt normale pentru că le poți face în perioada de creștere. Eu am aceste vergeturi de la 14 ani, pur și simplu s-a întâmplat să cresc brusc și atunci pielea mea, nefiind foarte elastică, m-am ales cu aceste vergeturi. Nu am ce să le fac. Trebuie să ne acceptăm noi pe noi, pentru că dacă noi ne simțim bine în corpul nostru, atunci ceilalți vor simți acea încredere pe care noi o avem în noi și ne vor privi altfel. Dacă ești o persoană complexată, și vă spun că eu am fost foarte complexată, am avut o perioadă destul de lungă în care eram complexată, nu-mi plăceau vergeturile mele, nu-mi plăcea faptul că am picioarele scurte și că sunt puțin mai groase și uite așa, complexe peste complexe. Dar pentru ce? Pentru ce? Nu ne ajută cu absolut nimic să fim complexate. Dacă noi ne acceptăm așa cum suntem, da, nu zic, oricând e bine să facem ceva pentru corpul nostru, e bine să mâncăm sănătos, e bine să facem sport, e bine să îmbunătățim anumite lucruri despre aspectul nostru, dar sunt și lucruri pe care nu le putem schimba.
nu putem schimba faptul că așa este construcția noastră și că avem niște picioare mai groase sau că avem șoldurile mai late sau că avem vergeturi. Astea suntem și trebuie să ne acceptăm așa cum suntem. Mie mi-a luat ani de zile pentru a ajunge să mă simt bine în corpul meu. Când eram mai mică, mă ofticam că nu sunt mai înaltă și mi se părea atât de trist să fiu mică de înălțime, dar acum mă simt foarte bine cu mine și cred că ați observat și voi asta în clipurile mele în care prezint haine. Pentru că atitudinea contează cel mai mult. Dacă tu ți accepți corpul și te accepți pe tine, atunci și această încredere pe care tu o ai în tine o să strălucească în jurul tău și o să creeze o aură pe care nimeni nu o poate distruge. Știți ce trebuie să facem? Trebuie să ne pese mai puțin de ce spun cei din jurul nostru. Și gata, tot ce facem să fie pentru noi și nu pentru cei din jurul nostru. Dacă eu mă aranjez și mi-aleg costumul de baie perfect, îl aleg pentru mine, nu ca să dau bine pe plajă și nu ca să mă vadă X și Y. O fac pentru că eu am nevoie de asta. Nu pentru că vreau să-i mulțumesc pe cei din jurul meu sau pentru că vreau să fiu la fel ca ei. Nu, eu sunt eu și eu fac ce fac pentru mine. Nu pentru X, Y sau Z. Și trecem mai departe cu forma dreptunghiulară. O formă dreaptă înseamnă că bustul, talia și șoldurile au cam aceeași mărime și încă un lucru, majoritatea modelelor intră în această categorie, toate modelele de pe podium, în principiu, au o formă dreaptă. Această formă este de fel o formă atletică, de exemplu, sportivii intră în această categorie. Fiind o formă dreaptă, știm exact ce avem de făcut, nu? Trebuie să punem volum pe șolduri, volum pe partea superioară și să micșorăm cumva talia, să adăugăm un accent pe talie. Un kilot cu talie înaltă ar merge de minune. Putem să punem un sutien cu volum, un sutien cu volan, iar în partea de jos vom lua un slip colorat. Și de fel, culorile deschise adaugă volum și așa cum v-am zis deja, volanele adaugă volum și dacă optăm pentru un kilot, un slip cu talie înaltă, atunci și accentuăm talia și uite așa ajungem să oferim impresia de formă clepsidră. De altfel, imprimeurile sunt bine primite pentru că imprimeurile de fel adaugă volum. Dacă eu aș avea această formă de corp, m-aș îmbrăca doar în costume de baie din două piese. Costume de baie cât mai colorate, costume de baie cu cât mai mult volum, de exemplu mi-aș lua un sutien cu volane foarte ample și foarte mari, astfel încât să pun accent acolo, să adaug volum acolo, iar în partea de jos o să aleg un slip cu talie înaltă ca să marchez și talia și uite așa avem cât de cât acest efect de clepsidră, dar kilotul trebuie să fie tot așa colorat pentru a adăuga volum și pe șolduri și pentru a crea acea impresie de care vorbeam mai devreme. Dacă ar trebui să aleg un costum de baie întreg, aș alege un costum de baie din nou colorat, decupat, cu un decolteu foarte mare în V și decupat pe lateral în talie, pentru că aceste costume cu decupaje, dacă decupajele sunt făcute unde trebuie, atunci îți pun accent pe acel loc. Acele costume de baie decupate în zona taliei îți pun accent pe zona taliei și îți micșorează talia. Bineînțeles că dacă ne confruntăm cu grăsimea abdominală, trebuie să avem grijă să ne luăm un costum de baie pe mărimea noastră, să nu ne luăm un costum de baie mai mic și să evităm acea cădere a grăsimii. Cred că știți despre ce vorbesc atunci când ai un costum de baie care te strânge și efectiv îți este grăsimea pe aici așa. Întotdeauna trebuie să ne luăm un costum de baie care ni se potrivește. Și piramida inversă, umeri lați, șolduri mici, cei care au făcut în not de performanță se încadrează aici cu siguranță. Și este foarte simplu de armonizat această siluetă pentru că trebuie să adăugăm volum pe partea de jos, pe șolduri și să micșorăm cumva partea de sus. Atât de simplu, nu? Teoretic e simplu, dar acum să vedem cum putem face asta. Pentru partea de jos vom adăuga ceva cu volane, franjuri, dungi orizontale, ceva cât mai colorat, cât mai nebun, înflorat și așa mai departe. Trebuie să adăugăm volum acolo și așa putem face asta. De evitat slipul negru, pentru că slipul negru micșorează și mai mult și asta o să-ți dea impresia de niște șolduri și mai mici decât sunt și o să creeze această piramidă inversă mult mai accentuată.
Chilotul cu șiret se potrivește de minune acestui tip de siluetă pentru că adaugă volum în partea inferioară, dar din nou nu uitați culori cât mai nebune, nuanțe cât mai frumoase, cât mai pastelate, cât mai deschise. Sutienele care se leagă în formă de V în jurul gâtului fac umerii lați să pară mult mai înguști. Iar acum că am vorbit despre forma corpului, hai să vorbim puțin și despre caracteristicile corpului, pentru că se poate întâmpla ca două persoane să fie în aceeași categorie, dar de fapt să nu li se potrivească același costum de baie. De exemplu, eu și prietena mea, să zicem că amândouă intrăm în categoria pară, dar un costum de baie ei vine mai bine și mie nu-mi vine nici cum. Și te întreb, dar de ce? Că amândouă avem forma pară, ar trebui să ne vină bine, nu? Nu e chiar așa, pentru că suntem diferiți, cu toții suntem diferiți, avem sâni mai mari, sâni mai mici, talie mai îngustă, talie puțin mai lată, avem picioare lungi, picioare scurte și așa mai departe și trebuie să ținem cont și de acești factori, nu doar de forma corpului. Este bine să ne cunoaștem forma corpului, este bine să știm unde ne încadrăm, ca să știm ce haine să purtăm, ce costume de baie să ne alegem, dar trebuie să luăm în considerare și alți factori. Trebuie să ne cunoaștem corpul cât mai bine. V-am zis asta și o să tot repet pentru că este un lucru foarte important și pentru că foarte multe persoane nu acordă atenție, nu își cunosc corpul, tocmai de aceea ajung în situația în care spun: băi, dar mie nu-mi vine bine nimic, nu mă simt bine în costum de baie, uite cum stă, uite cum se așează. Dar este normal să se întâmple asta dacă sutienul îți este prea mic sau dacă îți iei un costum care în loc să te avantajeze, te dezavantajează, iar asta pentru simplu fapt că tu de fapt nu-ți cunoști corpul, nu? De aici încep toate problemele. Dacă ajungi să-ți cunoști corpul, o să-ți fie mai ușor să-ți alegi ținute, o să-ți fie ușor să-ți alegi un costum de baie potrivit pentru tine, o să-ți fie mai ușor să te accepti. Este important să ne acceptăm, pentru că din cauza lumii în care trăim, am ajuns să nu ne mai acceptăm, am ajuns să ne gândim la cum aș arăta dacă eu aș avea picioare mai lungi, dar nu ai cum să ai picioare mai lungi, pentru că ai conformația ta, ești făcut cu picioare scurte, așa că trebuie să te accepti cu picioare scurte și să înveți să te îmbraci cumva, să dai impresia de picior lung, să înveți să-ți alegi un costum de baie pentru a da impresia de picior lung, chiar dacă tu ai forma pară. Există formă pară cu picioare lungi sau cu picioare scurte, există formă măr cu picioare scurte și picioare lungi, așa mai departe. Nu este suficient să ne cunoaștem doar forma corpului, asta vă spun. Iar acum hai să vorbim puțin despre ce fel de costume de baie ar trebui să ne alegem pentru diferite caracteristici. De exemplu, pentru sâni mari, ai sânii foarte mari, fie îl consideri una tu, fie nu te simți bine și te simți un pic rușinată cu un bust atât de mare. Cunosc persoane și persoane, am cunoscut persoane care nu erau mulțumite cu sânilor, ba chiar persoane din familia mea și tot timpul spuneau că simt ca un fel de greutate și că este foarte, foarte greu atunci când ai sânii foarte mari. Pentru aceste persoane cu sânii mari, neapărat ai nevoie de suport. Suportul este cuvântul cheie. Un sutien care să fie pe mărimea ta, să nu fie mai mic, dar să nu fie mai mare, un suport care să aibă o bandă aici, în partea de jos, chiar sub sâni, ca să-ți ofere suport și să te simți mai bine, un sutien cu cupe, dar nu cu burete, un sutien în care tu să te simți bine, să te simți confortabil, să nu simți că îți pot ieși sânii din acel costum de baie în orice moment, pentru că ăla nu e confort. Iar atunci când îți alegi un costum de baie, da, trebuie să arate bine, dar trebuie să te și simți bine în el. Dacă persoanele cu sânii mari au nevoie de suport, persoanele cu sânii mici au nevoie de volum. Eu am sânii mici și de fiecare dată îmi cumpăr un costum de baie, fie cu volan în partea bustului, fie îmi iau un sutien cu burete ca să dau senzația de plin. Dar și atunci când vă luați un sutien cu burete, trebuie să aveți grijă să nu vă luați un sutien cu burete prea mic sau prea mare. Trebuie să fie sutienul cu burete care vi se potrivește perfect. Și aici este un alt lucru, trebuie să ne cunoaștem mărimile, trebuie să știm care este mărimea ideală pentru noi. Nu că sunt mărimea S, dar hai, poate intru un XS sau hai, îmi iau XS că poate mai slăbesc. Nu, dacă acum ești mărimea S, porți mărimea S sau dacă ești mărimea L, nu-ți iei M gândindu-te că poate o să intri în acel costum de baie la un moment dat și până atunci îl porți așa că nu e foarte deranjant, te strânge pe aici pe acolo. Dar de fapt e foarte deranjant și e deranjant și pentru tine că nu te simți bine în acel costum de baie, dar te deranjează și vizual și îți pierzi încrederea în sine dacă nu porți mărimea ideală pentru tine. În principiu, dacă ai sânii mici și nu ești complexată pe treaba asta, poți să porți orice. Eu nu sunt complexată pe treaba asta, am momente în care vreau să balansez
cumva proporțiile corpului, dar am momente în care simt nevoia să port doar o bustieră și de fel bustiera îți micșorează mărimea sânilor, dar sincer nu mă interesează. Dacă eu mă simt bine în bustieră, port o bustieră, mai ales atunci când știu că am activități cu Mira pe plajă, vreau un costum de baie cât mai confortabil, un costum de baie în care să mă simt bine, în care să pot să alerg, în care să pot să merg pe plajă, să mă joc în nisip și să nu stau cu grijă că vai, dacă mă mișc nu știu cum, cine știe ce o să se întâmple. Nu, e vorba și de confort și trebuie să ținem cont și de asta. Și vreau să vorbim și despre alte 3 categorii la care nu știu câte dintre voi s-au gândit. Ei bine, există persoane care au torsul lung și picioare scurte. Sau există persoane care au torsul scurt și picioare lungi. Sau există persoane care au o balanță echilibrată între cele două. Hai să începem cu prima categorie. Persoanele care au torsul mai lung și picioarele mai scurte trebuie să se focuseze asupra alungirii piciorului. Pentru că, de exemplu, dacă ți-ai un slip cu talie foarte joasă, atunci tu creezi impresia de picior și mai scurt și partea superioară o să fie mult prea lungă și proporția nu o să fie deloc balansată. Ce poți face? Eu intru în această categorie și vă pot vorbi din experiență. Eu mereu îmi cumpăr bikini cu talie înaltă pentru că îți dă impresia de picior mai lung. Îți dă impresia că piciorul tău începe mai de sus decât el începe de fapt și asta îți dă acea impresie de alungire a piciorului. Slipul cu talie înaltă este perfect pentru fetele cu picioare scurte, pentru mine, și bikini cu tăietură în V, iarăși sunt perfecți pentru noi. În principiu trebuie să ne focusăm pe alungirea piciorului. Iar acum, în cea de-a doua categorie, persoanele cu picioare lungi și torsul mai scurt, ei bine, se crede că asta este proporția ideală, pentru că tu poți să fii mic de înălțime, dar dacă ai piciorul lung, dai impresia că ești mai înalt decât tu ești de fel. Și asta se poate întâmpla și în celălalt caz, pentru că tu poți să fii înaltă, dar dacă ai picioarele scurte, pari mai scundă decât nu ești, că tu nu ești scundă, dar în poze poți părea scundă. De aceea este bine să alungești piciorul. Persoanele cu piciorul lung nu ar trebui să-și facă probleme, în principiu pot purta orice, pot purta bikini cu talie joasă, pot purta bikini cu șnur, asta dacă vor să accentueze shoulder-urile, chiar nu sunt limitate și au o libertate de alegere mult mai mare decât persoanele cu piciorul scurt. Și la persoanele care au o proporție echilibrată între cele două, e un pic dificil, cu toate că multe persoane ar considera că asta ar fi cea mai ideală formă și ok, dacă sunt echilibrată, mi-e ușor să-mi aleg un costum de baie. Dar, fiind echilibrată, dacă nu alegi costumul de baie potrivit, poți risca să-ți scurtezi piciorul, iar atunci o să dai impresia de un picior foarte scurt în comparație cu partea de sus. Când ești echilibrată, ai așa o limită, ai o linie așa foarte, foarte fină și dacă treci un pic deasupra liniei, ai stricat orice balanță, ai stricat orice proporție. De aceea, aici e un pic mai greu, cred că este mai greu decât pentru persoanele cu picioare scurte, pentru că, ok, ai picioare scurte, știi ce ai de făcut, dar aici trebuie să ai grijă să nu-ți scurtezi picioarele sau să nu-ți alungești torsul. E destul de complicat și pentru a face asta, în principiu, fie ți iei bikini cu talie medie sau cu talie înaltă, ar fi de evitat bikiniul cu talie joasă, pentru că acesta îți poate crea impresia de picior mai scund. Dacă ai picioare foarte subțiri, atunci nu ai probleme și poți opta și pentru un bikini cu talie joasă fără probleme, pentru că nu îți va scurta piciorul. Ăsta ar fi un alt factor, picioare subțiri, picioare groase. Din nou, fetele cu picioare subțiri pot purta mai multe lucruri decât fetele cu picioare mai groase. Eu am picioarele ceva mai groase și de aceea, în momentul în care îți alungești piciorul, parcă piciorul se și subțiază. Vedeți? Sunt foarte multe lucruri de care trebuie să ținem cont. Dar am promis că nu o să mă lungesc, ci doar vreau să vă dau câteva idei, câteva reguli de bază și după aceea să înțelegeți principiul și să puteți să vă jucați singure atunci când vă alegeți costumul de baie perfect. Bineînțeles că și culoarea costumului de baie este foarte importantă, pentru că, din câte știți, un costum de baie într-o culoare închisă îți subțiază corpul, dar un costum de baie într-o culoare deschisă îți adaugă volum. Așa că dacă tu, de exemplu, ai șoldurile late, dar vrei să le faci să pară mai puțin late, poți opta pentru un bikini într-o culoare închisă și în partea de sus să pui un top, un sutien, într-o culoare deschisă.
Apoi și cu liniile. Avem liniile orizontale, adaugă volum, și liniile verticale subliniază silueta. Bikini cu talie înaltă îți fac picioarele mai lungi, că am tot insistat asupra acestui aspect, și kilotul cu talie joasă și cu șnur îți adaugă volum. Sutienele care se leagă în formă de V în jurul gâtului fac umerii lați să pară mai mici și imprimeurile adaugă volum. Poți opta pentru niște imprimeuri pe un background închis, iar atunci, da, acel imprimeu poate micșora, dar niște imprimeuri colorate adaugă volum. Și aici am tras așa linie, v-am spus pe scurt cam ce ar trebui voi să rețineți din clipul de astăzi, iar acum vreau să vă arăt și costumele de baie pe care eu le-am ales, selecția mea de costume de baie, și trebuie neapărat să-mi spuneți cum vi se par și pe care să le aleg, pe care să le comand, pentru că nu știu, sunt tare indecisă. Când vine vorba de costume de baie, sunt o persoană indecisă. Hai să vă arăt mai întâi câteva costume de baie de la Victoria's Secret pe care eu le-am selecționat. Îmi plac costumele lor pentru că folosesc un material elastic care te corsetează, mai ales la costumele întregi. Folosesc un material destul de rigid, nu ai probleme, nu-ți intră slipul în fund. Asta este un alt lucru pe care ar trebui să-l verificăm atunci când ne cumpărăm un costum de baie. Să încercăm să ne mișcăm, să încercăm să facem câteva genoflexiuni, să ne asigurăm că slipul stă acolo unde ar trebui să stea și nu fuge în toate părțile. Un costum de baie trebuie să fie confortabil și trebuie să treacă testul confortului. Hai să începem cu primul costum, acest costum îmbulinat, din nou are așa un vibe retro, un vibe ușor vintage, pentru că îmi caut un costum de genul și o să vedeți că am câteva variante, voi o să trebuiască să mă ajutați să-mi aleg unul. Primul costum de baie, avem cupe la bust, avem această curea care accentuează talia, plus partea de jos care este în V și pornește de sus și îți alungește piciorul. Este un costum de baie perfect pentru mine. Sau avem un costum asemănător, de data asta cu linii verticale care subțiază. Ăsta este un costum de baie foarte bun și pentru persoanele care se încadrează la forma ovală sau pentru persoanele care se confruntă cu ceva grăsime abdominală. Atunci, vedeți, acest costum chiar corsetează, materialele de la Victoria's Secret corsetează, le-am testat, sunt foarte mulțumită de ele, sunt ceva mai scumpe, dar merită fiecare bănuț. Mai bine dai banii pe un costum de baie bun decât să-ți iei 10 costume de baie și parcă niciunul să nu ți se potrivească. Avem din nou aici o curea ceva mai mică, dar din nou accentuează talia, plus la sâni cupe, pentru că eu am sâni mici și am nevoie de ceva susținere. Bine că aceste cupe sunt foarte bune și pentru persoanele cu sâni mai mari, tot așa pentru susținere. Eu, de fapt, nu am nevoie de susținere, am nevoie de volum și am nevoie de ridicare. Iar persoanele cu sâni mari au nevoie de susținere și de ceva care să-i țină acolo la locul lor. Un alt costum asemănător, doar că de data asta, în loc de curea, avem acest șnur în față, care se leagă în față și nu mai avem bretele. Din nou, linii verticale care îți subliniază și subțiază silueta, un costum de baie care merge și pentru mine, dar merge și pentru o persoană care are formă de pară sau pentru o persoană care are formă ovală. Vedeți că din nou partea de jos este în V, ceea ce o să te ajute și o să-ți lungească piciorul. Următorul costum de baie, tot de la Victoria's Secret, pentru că eu iubesc costumele lor de baie. De data asta avem un costum de baie alb, la fel, cu o curea în talie, doar că, fiind într-o culoare foarte deschisă, mi se pare costumul perfect pentru pielea bronzată. Costumele deschise, costumele albe sau în culori pastelate dau minunat pe o piele creolă, pe o piele bronzată, și de aceea am ales acest costum. Acum, un costum ceva mai ciudățel, ceva mai diferit, un costum care ar merge și pentru forma dreptunghi, pentru că avem această fâșie de material care pune accent pe talie. Este un costum de baie sexy, este un costum de baie foarte fashionable, poți să ieși cu el la piscină și așa mai departe, la o petrecere, la o piscină. Ce nu-mi place mie la acest costum de baie este culoarea, pentru că eu nu am niciun costum de baie albastru și nu știu cât de bine mă împac cu albastrul, nu știu dacă este pentru mine sau nu. Probabil că dacă ar fi venit într-o altă culoare, nu aș fi stat pe gânduri și l-aș fi luat instant, dar așa, uite că mă gândesc de două ori. Voi ce ziceți? Să-l iau sau să nu-l iau?
Iar acum trecem la un alt brand, We Wore What. Este brandul unei blogărițe și avem același stil de costum, ușor retro, cu o curea în talie, cupe, un costum care îți accentuează talia, îți face așa o talie de viespe. Îmi place și culoarea, o din nou o culoare deschisă pentru o piele bronzată. Chiar nu știu ce să fac, acest costum de baie este mai scump decât costumele de baie de la Victoria's Secret și nu le-am încercat până acum, nu știu ce material folosește, nu știu dacă îmi place sau dacă nu îmi place, nu știu dacă o să-mi vină bine și din câte am citit pe internet, din câte am citit pe site-ul lor, nu poți returna produsele cumpărate, iar asta mă face să mă gândesc de două ori, pentru că dacă nu-mi vine, ce fac cu el? Îl țin pe post de ce? Îl țin acolo și mă uit la el, nu-i văd sensul. De la același brand, de data asta un costum din două piese, un sutien cu burete, pentru că eu am sunt nimic și am nevoie de volum, iar în partea de jos avem slipul cu talie înaltă și o curea care îți accentuează din nou talia. Ăsta este topul despre care vă vorbeam, un top ciudat pentru un costum de baie, pentru că pare a fi un simplu crop top, dar este făcut dintr-un material special pentru costumul de baie. Îmi place cum se așează la mâneci, mânecile fiind ușor bufante. Acest costum de baie este de impact, este feminin și uitați un alt tip de slip cu talie înaltă care nu vine până la linia buricului, dar te ajută să-ți alungească piciorul și îți dă acea impresie de picior mai lung. Îmi place la nebunie acest costum de baie, îmi place ideea, îmi place că e altfel, îmi place topul, cu toate că nu o să te bronzezi prea mult în acest top, dar eu am o strategie, pentru că purtând foarte des costume de baie întregi, fie completez zonele mai puțin bronzate cu autobronzant și încerc să uniformizez aceste diferențe, fie oscilez. Dimineața port costum de baie întreg, seara port un costum din două piese, a doua zi port un alt costum din două piese, a treia zi port un alt costum întreg și așa mai departe și ajung să mă bronzez cât de cât uniform, chiar dacă anumite zone vor fi mai puțin bronzate, dar nu o să se vadă o diferență chiar atât de mare. Asta este un lucru pe care eu l-am învățat în timp, v-am spus că am început să am această nebunie, nu știu dacă să o numesc nebunie, dar îmi plac costumele de baie, mă atrag costumele de baie, când eram mică visam să am o linie a mea de costume de baie și așa mai departe. Eram fascinată și de prezentările de la Victoria's Secret, de lingerie intimă, de costume de baie mai ales, pentru că iubesc marea și bănuiesc că ăsta este motivul pentru care mă simt atât de atrasă de costume de baie. Un alt costum de baie din două piese, un costum de baie care s-ar potrivi și unei persoane care are formă de pară. Avem un kilot cu talie înaltă, plus o curea în talie care accentuează și mai mult talia, iar în partea de sus avem un sutien cu volan, un volan destul de mare și topul este asimetric, iar asta ți adaugă volum, iar privirea ta se duce mai întâi în partea de sus, iar apoi în partea de jos, așa că poți ascunde șoldurile mai late. Trecem la costumele de baie de la H&M. Nu am încercat până acum costumele de baie de la H&M, dar materialul pare unul subțire, iar asta nu prea mă atrage. Vreau neapărat să ajung într-un magazin ca să pot pune mâna pe ele, să văd cum sunt făcute. De exemplu, acest costum de baie mi-a plăcut. Mi-a plăcut că este simplu, mi-a plăcut culoarea, dar tind să cred că este un costum de baie care s-ar potrivi mai bine unei fete care are forma dreptunghi. Este un costum de baie cu tăieturi în zona taliei, iar asta ți accentuează talia și îți dă impresia de talie acolo unde nu prea e talie. Chiar nu știu ce să fac cu costumele de la H&M. Aștept să-mi spuneți dacă voi le-ați testat și cum vi se par. Vreau să vă arăt neapărat un costum de baie de la Zara, care momentan nu este în stoc, apare mare pe site coming soon, dar m-am îndrăgostit de el. Este un costum de baie alb, un costum de baie perfect pentru pielea bronzată. Avem un decolteu foarte adânc și aceste volane foarte mari, foarte ample. Acest costum de baie, să știți că s-ar potrivi și unei persoane care are forma ovală, dar de preferat să opteze pentru o culoare mai închisă. Și stați să vedeți că puteți purta acest costum și drept top. Luați niște blugi și gata, ți-ai făcut un outfit. Avem exemplificat pe site-ul celor de la Zara. Sper să pot pune mâna pe acest costum de baie. Eu am mai încercat costumele de baie de la Zara și am fost mulțumită de ele pentru că folosesc un material mai grosuț, mai solid, care stă acolo unde trebuie să stea. Și ultimul costum este de la H&M, un costum din două piese, un costum pentru atunci când vrei să mergi pe plajă, să te bronzezi și să citești și nu ai chef de nimic altceva. Bineînțeles că dacă ai un kilot cu talie înaltă, poți să tragi de el în jos atunci când vrei să te bronzezi și stai fără probleme pe șezlong sau pe cearceaf.
Eu prefer cearceaful, dar în România se întâmplă să stăm mai mult pe șezlong pentru că nu prea ai zone pentru cearceaf. Și gata, astea sunt toate costumele de baie care mi-au atras atenția în ultima perioadă. Să mă ajutați să-mi aleg 3 dintre cele văzute mai devreme și să-mi spuneți dacă voi v-ați găsit costumul de baie perfect, de la ce brand e și cum se așează pe voi. V-am pupăcit, vă mulțumesc că v-ați uitat până aici, pentru că tind să cred că acest clip o să fie destul de lung, dar sper că v-a fost de folos. Noi ne revedem data viitoare cu un nou clip, în weekend, cu un vlog săptămânal. Nu uitați de like, subscribe și un follow pe Instagram dacă nu ați făcut-o deja. Să aveți o săptămână minunată, gata, am fugit. Pa!